Tai Chi Chuan, boxul supremei perfecțiuni. Este un stil de arte marțiale chinezesc cu caracter intern, face parte din stilurile interne din Wushu, din artele marțiale chinezești. Deși pare o gimnastică, o mișcare ușor baletată, toate aceste mișcări conțin codificate în ele diferite tehnici de autoapărare, de luptă. Însă ceea ce face ca Tai Chi-ul să fie îndrăgit de cât mai multă lume, în cel puțin în ultimele două decenii, este faptul că el se exersează sau se practică cu o viteză lentă. Astfel, mișcările care sunt efectuate de la ușor la greu, de la necunoscut la cunoscut și așa mai departe, în funcție de gradul de complexitate, sunt mai ușor de însușit. Ceea ce este important la Tai Chi pentru a dobândi o stare de relaxare, o stare de tonus psihic, dar și fizic. Deci, cum spuneam, ce este important este faptul că respirația, care este mișcarea internă, să fie în concordanță cu mișcarea externă, cu mișcările corpului. Astfel, pe baza acestei armonii interior-exterior, ca și energiile yin și yang, se dobândește un echilibru care conduce la o stare de bună dispoziție, dacă vrem, de energizare sau de relaxare, în funcție de dorința fiecăruia sau de momentul din zi în care practicăm Tai Chi. Exercițiile de Tai Chi se pot face cu mâinile goale, se pot face cu sabia, se pot face cu evantaiu sau cu mingea. Astfel încât toate aceste mișcări cu caracter de luptă devin și mai pronunțate și bineînțeles că și nivelul tehnic crește. Practicarea Tai Chi-ului, în afară de beneficii la nivel mental și la nivel fizic, aduce și o îmbunătățire a funcționării organismului în ceea ce privește funcționarea sistemului digestiv, în principal sistemul respirator, pentru că prin exercițiile de Tai Chi educăm actul respirator și odată cu efectuarea lui în condiții optime și o bună oxigenare a creierului, are efecte foarte bune asupra și este recomandat chiar de către kinetoterapeuți asupra problemelor de sistem osos, mai ales la doamnele trecute de o anumită vârstă. Și efecte foarte eficiente de a combate efectele negative ale fumatului. Tai Chi este o cale blândă de a aduce în interior, de aceea este și un stil intern, de a aduce în interior energia de mediu universal pentru a pune mintea într-o ordine liniștită, astfel încât ea să devină clară, precum suprafața unui lac și limpede.